O vreme superbă. De asta vor avea parte sutele de turiști care și-au anunțat prezența pe Valea Sâmbetei în acest weekend. Meteorologii au anunțat temperaturi de peste 15 grade Celsius, așa că cei care nu și-au făcut bagajele până acum mai au timp. Potecile sunt practicabile, la fel și traseele turistice, dar doar până la golul alpin. De asemenea, cei care se vor afla în acest weekend pe Valea Sâmbetei vor avea ocazia să participe și la un concurs de schi alpin. Vremea este superbă. Se poate urca la munte până la cabane și poate și mai sus de cabane, dar în golul alpin încă sunt închise traseele din cauza zăpezii care au căzut de vreo două zile. Sunt anunțați de turiști destul de mulți, mai ales că în Valea Sâmbetei va avea loc un concurs de schi alpin în cadrul Cupei Carpaților Meridionale, Cupa Salvamont Victoria și Cupa Valea Sâmbetei, o cupă care se ține de peste 50 de ani. La competiția de schi organizată de Salvamont Victoria, numită Cupa Valea Sâmbetei, vor participa schiori din tot județul Brașov. E o cupă locală, dar fiind Făgăraș, Zărnești, Ran, Râșnov, Brașov și Victoria. Concursul este pe echipe. Trei seniori, o fată și un junior. Cupă foarte importantă, un concurs care o să-l ținem, din păcate, în condiții mai grele, că nu e zăpadă suficientă, dar încercăm să ne descurcăm. Salvamontiștii din Victoria îi pot asigura pe turiști că nu există pericol de avalanșă, însă chiar și așa ei nu trebuie să omită la plecare pe munte un aspect important, respectiv echipamentul, mai ales că există pericolul de alunecare.